Combinele 3 răsplind în această perioadă la floarea soarelui. Fermierii din județ au reușit deja să pună la adăpost sau să valorifice direct din câmp peste 25.000 de tone de floarea soarelui. Concomitent, în perioada următoare, ei vor recolta și porumbul, care deja este uscat din cauza caniculei din această vară. La floarea soarelui, la ora actuală, avem peste 10.000 de hectare. Avem o producție medie de 2.400 de tone la hectar, de kilograme la hectar. La porumb e posibil să înceapă, întrucât au fost căldurile acestea foarte mari. Am avut chiar coduri portocalii și, din păcate, porumbul a început să se usuce. În zona de sud a județului, fermierii mici au început recoltatul porumbului. Din cauza lipsei forței de muncă, fac acest lucru mecanizat. Deocamdată nu au fost raportate producțiile obținute. Specialiștii consideră că acestea vor fi mai mari decât anul trecut. Au început câțiva fermieri, dar nu ne-au fost raportate producțiile obținute. Comparativ cu alți ani, vom avea ceva porumb sau e posibil să fie producție mai bună ca anul trecut, pentru că în primăvară am avut ploi și e posibil să reușim să avem o producție mai mare. Fermierii din județ au înregistrat anul acesta producții foarte bune la culturile de păioase. Potrivit reprezentanților Direcției Județene Agricole, producția medie obținută a fost la grâu de aproape 6.500 de kilograme la hectar.